Cu managerul de acolo, domnul Bălba Adrian, care îl stimez, un profesionist, sunt mai multe probleme constatate. Dânsul un mare profesionist, domnul Bălpă, dar în cursul zilei de ieri, dumnealui și-a înaintat demisia din funcția de manager la acest complex muzeal de știință al Nervii. Nu, și-a înaintat demisia. Mi-a cerut reziliarea contractului de mandat, de management. Eu nu l-am aprobat momentan, vom mai avea, am o discuție cu dumnealui, dar într-adevăr, dânsul este un mare profesionist și îl stimez ca profesionist, dar aș dori ca la conducerea acestui complex muzeal de știință al naturii să vină un manager bun, care să poată coordona toate activitățile. Că acolo avem și acvariu, avem și delfinariu, avem și grădina aceea zoologică, avem și planetariu. Sunt mai multe obiective de administrat și aș dori un manager bun care să-l poată administra. În același timp l-aș dori pe domnul Bălbă să rămână în cadrul complexului, că el este un foarte profesionist. Iubește, un mare iubitor de animale, este un bun doctor veterinar și cunoaște problemele animalelor. Că acum acolo sunt foarte, foarte multe animale. I-ați sugerat să plece? Nu, sub nicio formă. Sigur? Sub nicio formă. Nu asociați imaginea lui cu vechea conducerea Consiliului? Nu, sub nicio formă. Eu îl cunosc pe domnul Bălbă de foarte mulți ani și îl cunosc ca un profesionist în ceea ce face. El, chiar la prima noastră întâlnire, acum vreo 30 ceva de zile, m-a rugat, sau 25 de zile, m-a rugat, domnul președinte, vă rog frumos, nu am experiența necesară, dacă doriți să aduceți un manager, eu aș dori să rămân pe post de director științific. I-am spus atunci, deocamdată nu se pune problema, las-mă să mă uit și eu, să văd ce ai făcut aici, să analizez, după care vom lua o decizie. N-am luat eu nicio decizie, dânsul a luat decizia aceasta ieri, am avut întâlnirea și cu membrii Consiliului de Administrație, 9 membri sunt în Consiliul de Administrație, am luat mai multe aspecte, am luat la studiat și o seamă de documente, acolo știți că avem o investiție în curs care trebuie să definitiveze cât mai repede, pentru că aș dori să dăm drumul la nou corp cât mai repede posibil, o să mai am discuții cu dumnealui, dar în principiu aș dori să rămân în cadrul complexului muzeal, pentru că experiența domnului Bălbă e un atuș pentru noi în ceea ce privește animalele și buna funcționare acolo. Dar aș dori un manager bun. O secundă. Momentan, nu m-am gândit la o persoană. Voi desemna pe cineva din cadrul Consiliului Județean până la organizarea unui concurs. Nu m-am gândit la cineva anume. A venit aseară demisia dumnealui. Da. Probleme de organizare, foarte multe disensiuni între oameni, foarte multe probleme organizatorice. Astea le-am văzut eu cu ochii mei, dar chestii, probleme rezolvabile. Totul rezolvabile. Exact. De asta și domnul Bălbă, am spus, domnule, zic, ai avut o perioadă de 4 ani, hai să vedem cum le coordonăm, am nevoie de ajutor tău în continuare, să vedem cum le coordonăm, să le punem în aplicare și să dăm randamentul scontat. Pentru că acolo, ați văzut, sunt zilnic, să nu zic, cred că mii de vizitatori sunt zilnic. Dar suntem în curs de rezolvare. Ai vrea să trecem la asta este privitor la domnul Bălbă, momentan vom avea un interimat de la Consiliul Județean, după care vom hotărâ în următoarele zile, pentru că domnul Bălbă seara a venit cu așa, dar vreau dânsul să rămână în cadrul complexului muzeal. Până se va organiza concursul, vedem cine se va înscrie la concurs. Ați dat demisia. Care e motivul de fapt? Nu mi-a dat demisia. Ce am solicitat înscris în două rânduri, acum o săptămână și ieri, să renunț la funcția de manager general, practic să renunț la contractul de management. Este o vorba de o solicitare a denunțării unilaterale din partea mea a contractului de management pe baza articolului litera F, ceea ce, care înseamnă încetarea cu acordul ambelor părți. Aștept și acordul conducerii Consiliului Județean, care încă scriptic nu a venit. De ce am făcut-o? Am făcut-o din cauza faptului că urmăresc, îmi doresc, după ce am avut o carieră privată de 20 de ani, una în viața publică ca și manager de instituție, deci într-un domeniu administrativ de 4 ani, îmi doresc să intru
într-o carieră științifică. Poate știți că am proiecte științifice și educative de popularizarea științei și de dragoste pentru biodiversitate și animale și în consecință îmi doresc să continui această sau să încep cu adevărat o carieră științifică care să însemne rămânerea la delfinariu ca voluntar, ca muzeograf, fiindcă există un post de muzeograf la care intenționez să candidez. După care, probabil și ca director științific, dacă voi fi considerat oportun, util, să acced la această funcție și să, bineînțeles, printr-un concurs să o obțin. Toate astea le doresc din cauza, cum am menționat, vreau o carieră științifică, vreau să fac altceva și altceva pentru Complexul Muzeal de Științe ale Naturii, în condițiile în care ceea ce am făcut nu a fost perfect. Nimeni nu poate să spună că într-un domeniu a fost perfect. Cu siguranță au existat lipsuri care au fost semnalate în nenumărate rânduri și de conducerea veche și de conducerea actuală a Consiliului Județean. Lipsuri care au însemnat o dezorganizare, câteodată o lipsă de, știu eu, igienă, curățenie în curte vis-a-vis de modul în care ne prezentăm, fiindcă am trăit cu 4 ani de șantiere. Am luat Complexul Muzeal cu un proiect european, Poftic se numea, pe care era blocat la un moment dat, era aprobat, dar blocat în implementare, l-am deblocat și în 5 luni de zile l-am implementat cu o corecție de 0, 98% rambursare, bani rambursați, bani care au ajuns la Consiliul Județean, cu care ne-am modernizat microrezervația. Văzându-mă că mă mișc atât de repede, un alt proiect depus și era în așteptare, în pending, de 3 ani de zile, cel cu filtrarea la delfinariu, și știind de el și insistând ca să mi-l aprobe, mi l-au aprobat, am schimbat proiectul tehnic, fiindcă din punct de vedere, proiectul european exista, dar la stadiul de SF. Însă proiectul tehnic a necesitat, din punctul meu de vedere, niște modificări și punctul meu de vedere a fost cel oportun, cel corect, fiindcă acum avem un sistem de filtrare european, modern, cu apă albastră, Blue Lagoon, ca să zic așa. L-am făcut și pe ăsta, l-am terminat în decembrie anul trecut. Așteptăm și Consiliul Județean să-și termine proiectul, să-și recepționeze și să ne transfere delfinariul cel mare, cu care să ne mândrim că intrăm în rândul lumii, în Europa, cu o prezentare corectă și în sensul bunăstării animalelor la delfini. Asta este motivul principal. Acum, subiectiv vă spun că am câștigat 70 de colegi, pierzând 70 de subordonați. Deci nu am pierdut, ci am câștigat. Am câștigat colegi. Din această poziție am o altă relație cu ei, o relație care nu mai este închistată de obligativitatea rezultatelor economice, a rezultatelor contabile și așa mai departe, ci acum suntem efectiv liniștiți să ne apucăm de treabă, să facem educație tinerilor care sunt mai puternici ca noi, fiindcă ei vor avea puterea de a face bine sau rău mai mult decât am avut-o noi. Cum vedeți viitorul acestei instituții, viitorul delfinariului? Îl văd cu, sper cu mine, la cârma activității științifice și educative, iar ca manager să vină o persoană specializată cu studii de specialitate în domeniul manageriatului, adică un economist. Eu sunt medic veterinar, sunt doctor în știință, dar sunt medic veterinar, am niște limite și juridic și economic. Nu sunt suficient de bine pregătit, sunt dependent de alți oameni, nu pot să evaluez foarte bine prestația lor și, în consecință, mi-ar place să vină un om care să fie cu mai multă putere, cu mai mult exercițiu de conducere. Eu am condus o firmă și 60 de ani am avut la un moment dat în firmele mele, însă în sistemul privat este altceva. Acolo vorbește banul, prețul. Aici trebuie să vorbească și alte argumente, fiindcă, din păcate, această neplată îndeamnă la nemuncă. Această plată slabă, acest salariu foarte mic, și mă refer la salariul de 1000 de lei la contabilitate, de 1100 la dresori, de 700-800 de lei la îngrijitori, aceste salarii foarte mici, cele mai mici de la noi din țară, aceste salarii foarte mici, din păcate, demotivează oamenii și găsești cu greu, dăm concursuri peste concursuri. Am dat recent un concurs de muzeograf, este debutant, e 1000 de lei, eu o să mă duc pe el, dar vreau să zic că pe acest post la concursul vechi nu s-a prezentat nimeni. S-au înscris 4, au venit și au depus dosarul, când au aflat condițiile de salarizare, au renunțat.
Eu o să mă duc, o să-l scoate din nou la concurs, eu o să mă duc să vedem cine vrea să mai vină pe 1000 de lei. Eu merg fiindcă pentru mine satisfacția, știu eu, educativă, științifică și activității lângă delfin și a dragostei față de animale, care mă animă, este suficientă. Fără a mai spune că nu sunt ipocrit, am o situație materială bună, foarte bună și în consecință nu sunt atât de dependent, am copii mari, nu sunt așa de dependent de un venit important cu care să mă susțin.